seara, doamnelor și domnilor, sunt Marius Aizu, bun găsit la Focus. Iată care sunt principalele știri de astăzi. O crimă abominabilă a înduliat o familie din Dâmbovița. Un bărbat și-a ucis cu sânge rece nepoata de doar 6 ani pentru a se răzbuna pe fratele lui. Un câine a fost târât de un excavator. Șoferul a declarat că nu a știut că animalul se afla acolo. Acum are dosar penal. 4 tipuri de droguri au fost depistate la un șofer de numai 23 de ani. Recordul nedorit a fost înregistrat aseară în capitală de polițiști rutieri. O crimă abominabilă a înduliat o familie dintr-o comună din județul Dâmbovița. Un bărbat și-a ucis cu sânge rece nepoata de doar 6 ani pentru a se răzbuna pe fratele lui. Vestea a căzut ca un trăsnet peste rudele familiei. Vecinii spun că bărbatul era cunoscut cu probleme de comportament. Vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Totul s-a întâmplat în satul Cojasca din județul Dâmbovița. Aseară, după o ceartă la telefon cu fratele său, un bărbat de 25 de ani și-a omorât propria nepoată. Cu gândul de a se răzbuna pe fratele lui, acesta a luat-o pe fetița de doar 6 ani și a dus-o într-o pădure din apropiere, acolo unde a înjunghiat-o cu sânge rece. E obsedat de ceva, nu înțeleg. Nu. De ce anume? Ce se... Nu știu ce avea el în cap, nu știu. Ce să fie avut cu nepoata? Nu știu. El zice că am înțeles că s-a certat cu fratele său. Așa, se pare că ar fi avut un conflict. Și cred că e răzbunarea asta. Dar nu e capacitatea. E incapabil să gândească. Nu. Înțeles. E o faptă abominabilă. Nu vine să cred. Fetița a fost părăsită de mamă în urmă cu mult timp, iar tatăl ei era plecat la muncă în străinătate. Bunicii și unchiul ei erau cei care o creșteau. Vecinii sunt șocați de ceea ce s-a întâmplat. Este o familie problemă. Cu toată lumea s-a certat, cu toată lumea s-au bătut. Am avut și la sesizări la poliție. A vrut să intre în ora mea, deci eu am sesizat și poliția, am sesizat tot. Cu băiatul s-a certat, a dat și în băiat. După crimă, bărbatul a sunat la 112 să-și anunțe fapta. De ce v-ați junghiat nepoata? Ce ați avut cu ea? V-ați certat cu fratele dumneavoastră? Vă pare rău acum de ce ați făcut? Avea doar 6 ani de zile. Acum polițiștii au deschis o anchetă pentru a afla care au fost cauzele care l-au împins pe bărbat la un asemenea gest. Pentru fapta sa, acesta riscă ani grei de închisoare. Un caz revoltător a fost scos la iveală de polițiștii din Spania. O familie de români și-a vândut cele două fete de 14 și 15 ani, obligându-le practic să se căsătorească. Acum părinții și alte 3 persoane sunt cercetate pentru trafic de minori, sclavie și este posibil să se adauge și acuzația de viol. Corespondentul nostru în Spania, Alin Petrică, știe întreaga poveste. Alin, cât au luat românii pe cele două fete și ce se va întâmpla acum? Au fost reținute 5 persoane, 2 sunt părinții fetelor, 2 sunt părinții mirilor, iar unul este chiar unul dintre miri, pentru că are peste 18 ani și este pus și el sub acuzare. Pedeapsa pe care o pot primi variază între 10 și 15 ani, depinde de cât de mult vor accepta judecătorii din ceea ce acuză și cer procurorii. Povestea în sine este în felul următor. Acum un an, un profesor al celor două surori și-a dat seama că acestea lipsesc de foarte mult timp. Procedura aici este ca profesorul să ia legătura cu părintele, să afle ce se întâmplă. Ei bine, pentru că nu a reușit și nu a primit niciun răspuns, s-a dus la poliție. Poliția a început cercetările. Ca să citez unul dintre procurorii care se ocupă de caz, și-au dat seama că este vorba de un subgrup cultural din România, care acționează sau are o tradiție de acest fel, și atunci pista a fost destul de clară. Au început să caute fetele, le-au găsit după un an, după 2 operațiuni specifice, una numită București și una numită Nunta, 2 cuvinte românești folosite de polițiști spanioli, și iată că după un an au găsit cele două fete în familiile unde erau trimise, unde au fost vândute. Au fost puse sub plasament. De asemenea, părinții au fost reținuți și puși sub acuzare. Acuzațiile sunt grave, mai ales că același plan aveau părinții și cu a treia soră, o fetiță de numai 12 ani, care deja, spun ei, a fost vândută unei familii. Din Spania, pentru Prima TV, a transmis Alin Petrică. Spitalul județean Piatra Neamț trebuie să plătească daune de 200.000 de euro unui fost pacient. Bărbatul a mers în instanță spunând că a fost infectat cu un stafilococ pe perioada internării. Cum comentează conducerea unității medicale situația, aflați în câteva minute într-un jurnal.
Bărbatul a murit după ce drujba pe care o folosea i-a sărit din mâini și l-a lovit direct în cap. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Tragedia a avut loc într-o pădure din zona Drăghia, din județul Argeș. Victima era muncitor forestier și se pare că nu a fost atent când manevra drujba. Aceasta l-a lovit puternic în zona capului, lăsându-l fără suflare. A fost solicitată o ambulanță cu medic, însă locul unde se afla victima era la mijlocul pădurii. Așa că au fost chemați salvamontiștii pentru a-l coborâ. Când au ajuns la el, din păcate murise. Poliția a deschis o anchetă pentru ucidere din culpă. Imagini care vă pot afecta emoțional au fost filmate pe șosea din Teleorman. Un câine a fost târât de un excavator pe o distanță considerabilă. Mai mulți șoferi l-au claxonat pe cel care conducea mastodontul, iar acesta a oprit după câteva sute de metri. Îl oprește, îl oprește. Foarte bine, oprește. Unde și tu. Cum să faci așa ceva? Cum să faci așa ceva? Cum să faci așa ceva? Șoferul a încercat să se scuze și a spus că nu știa că are un câine legat de excavator. Martorii au chemat însă poliția. Între timp, animalul a fost dus la o clinică veterinară pentru îngrijiri. Patrupedul a fost preluat de medici cu răni multiple, iar în jurul gâtului avea provocate mai multe leziuni din cauza lațului strâns, dar avea și fracturi, din păcate. Șoferului utilajului s-a deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate animalelor. Dezastrul Munții Apuseni, ploile torențiale de aseară au afectat grav zona orașelor Abrud și Câmpeni. Peste 100 de case au fost inundate și mai multe mașini au fost luate de viituri. Aluviunile au acoperit drumurile, iar peste 200 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească azi noapte casele. 7.000 de oameni nu au curent la această oră. Din fericire, nu există victime. A fost cod roșu de precipitații în zona munților Apuseni. Ploile abundente care au căzut de pe versanți au provocat creșterea râurilor și a păraielor din zona orașelor Câmpeni și Abrud. Imaginile dezastrului de la Roșia Montană. Râurile Arieș și Abrudel au ieșit din matcă și au luat cu ele tot ce au întâlnit în cale, case, mașini, acoperișuri și copaci. Asta e a doua mașină, deci că din partea de la Sohodol. Și vine o grămadă de acoperișe și tot fel. Cel mai grav afectat drum a fost DN74, principalul drum din Apuseni care face legătura între Abrud și Câmpeni. A fost acoperit de aluviuni pe o porțiune de 300 de metri. Întreaga zonă a fost acoperită de copaci care au alunecat pe Caldarâm, cu deal cu tot. Deci aici nu se poate interveni pentru că este pericol să vină malul pe utilaje și pe oameni. În satul de Roaia, 72 de case au fost inundate și 135 de adulți și 73 de copii au fost obligați să doarmă azi noapte pe la prieteni sau la căminul cultural din localitate. Cei mai mici au fost scoși de pompieri cu barca din case. Ai un copil de 7 ani. Și centrul orașului Câmpeni a fost acoperit de ape. Aici avea loc aseară un spectacol dedicat târgului de fete de pe muntele Găina. Manifestarea a fost întreruptă brusc. Târgul de fete de pe muntele Găina, care trebuia să se desfășoare astăzi și mâine sus pe platoul muntelui, a fost anulat. Un incendiu cu degajări mari de fumie a speriat pe locatarii unui bloc din capitală în această dimineață. Au fost evacuate 30 de persoane după ce flăcările au cuprins întreaga locuință de la ultimul etaj al blocului. Două persoane au fost duse la spital, iar la fața locului au fost trimise 9 autospeciale de stingere și 3 autoscări. Înainte de 7 dimineața, dintr-un apartament aflat într-un bloc din apropiere de Piața Victoriei, a început să iasă fum. O femeie de 81 de ani care locuia pe același palier a alertat imediat vecinii. În casa care a luat foc nu se afla nicio persoană. Oamenii au sunat imediat la 112. A venit o vecină la 7:10, bătând speriată în uși, la toate apartamentele. Eu m-am trezit și m-am dus să văd care e situația. Ieșea un fum negru, un necăcios, așa, pe casa scării.
Am sunat la 112, au venit întâi domnii polițiști, apoi pompieri. Știu că a bubuit un tablou electric la etajul 8. De acolo s-a extins, bineînțeles. Doamna, deși în vârstă, a reușit să sune la mai multe apartamente. La fața locului a mers detașamentul special de salvatori al pompierilor, 9 autospeciale de stingere, 3 autoscări și inclusiv paramedici SMURD pentru a acorda primul ajutor. După aproximativ o oră, incendiul a fost stins. Nu mai sunt probleme, se fac în continuare verificări în apartamentul de unde a izbucnit incendiul, pentru că a fost o ardere foarte intensă, în urma căreia toate bunurile din interior au fost distruse și este necesar să se verifice fiecare spațiu al acelui apartament pentru a identifica eventualele focare rămase. Femeia de 81 de ani a fost transportată la Spitalul Floreasca, iar o altă persoană, o adolescentă care a avut nevoie de îngrijiri medicale, a fost dusă la Spitalul de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu, unitate care se află chiar lângă blocul în care a avut loc incendiul. Polițiștii din capitală au dat aseară amenzi pe bandă rulantă. Au prins la volan șoferi băuți și drogați. Agenții au fost însă șocați când a oprit un bărbat de 23 de ani. Acesta consumase 4 tipuri de droguri. Nu era conștient de ceea ce făcea, iar dacă nu era oprit la timp, putea să se întâmple oricând o tragedie, spun polițiștii. A ieșit pozitiv la substanțele cocaină, benzodiazepină, metadonă și ketamină. Ne-am deplasat la INML să recoltăm o probă de sânge, un lat de urină. Acesta a fost unul dintre cazurile care i-a șocat pe polițiștii de la Brigada Rutieră. La doar 23 de ani, un tânăr a rămas fără permis de conducere din cauza drogurilor. A fost oprit în sectorul 3 pentru un simplu control. Dar ce au descoperit i-a uimit chiar și pe polițiști. Consumase 4 droguri diferite. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală în conformitate cu prevederile articolului 336 alineatul 2 din Codul Penal. Având în vedere că va ieși valoarea de 0,68 mg per litru alcool pur în aer expirat, în acest moment aveți obligația să mergem la sediul INML pentru recoltare de 2 mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Și acest bărbat în vârstă de 33 de ani a rămas fără permis de conducere. Rezultatul testării dumneavoastră este pozitiv la substanța THC-5, drept urmare o să vă conduc la sediul INML. În total, polițiștii au dat 107 sancțiuni contravenționale în valoare de 58.000 de lei și au reținut 21 de permise de conducere. O adevărată fabrică de documente false a fost descoperită de polițiști din capitală. 5 bărbați au fost reținuți pentru că timp de 2 ani au falsificat permise de conducere, buletine, diplome de bacalaureat, certificate de agricultor, caziere judiciare, permise de ședere și chiar pașapoarte. Documentele aparent emise de țări din Uniunea Europeană sau chiar din Statele Unite erau vândute românilor din diaspora. La percheziție, anchetatorii au descoperit și confiscat imprimante, matrițe și multe alte materiale folosite la tipărirea acestor documente. Ascuns într-o cameră secretă special creată în casa părinților lui, așa a trăit un gălățean timp de 3 ani după ce a participat la un jaf terminat cu crimă în Spania. Bărbatul era dat în urmărire internațională și până astăzi a reușit să se sustragă legii. Polițiștii din Galați l-au găsit și l-au reținut. Ce s-a întâmplat acum 3 ani în Spania? Tu ce ai făcut? Ai stat în cuntă sau ai lovit? Ai plecat cu banii de acolo? De ce l-ați lovit? Cum ai stat ascuns 3 ani acolo în casă? În august 2018, gălățeanul de 33 de ani a participat împreună cu alți doi români la jefuirea unui magazin de bijuterii din orașul spaniol Sevilla. Atacul celor trei s-a sfârșit cu moartea bijutierului, iar polițiștii au pornit pe urmele criminalilor. Doi dintre ei au fost prinși imediat, judecați și condamnați la 20, respectiv 33 de ani de închisoare. Al treilea, cel reținut astăzi, a scăpat și s-a ascuns în România. El este acum arestat pentru 30 de zile. Va fi extradat și judecat de justiția spaniolă. Un bărbat din Harghita și-a văzut moartea cu ochii după ce a fost atacat de urs. A scăpat cu viață, însă a rămas cu sechele. Urșii gunoieri au terorizat și pe localnicii din stațiunea vrânceană Lepșa. Sălbăticiunile coboară tot mai des din pădure după mâncare. Nu doar că lasă în urma lor o mizerie de nedescris, ci sunt un real pericol, mai ales pentru turiștii care își fac concediile acolo. Pentru a-i descuraja să se mai apropie de sat, rangerii de la Parcul Natural Putna Vrancea au montat un gard electric în zona de colectare a deșeurilor. Vă avertizez, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Odată a sărit, între arine a două picioare așa, a venit, wow, la mine așa. Și câte curse am făcut, unul după altul, nu știu. Și el a venit călare și m-a apucat de, cu gura de pufoaică. Nu vedeam cu partea dreaptă. Când mă uit în cap așa, am văzut pielea târnată pe umăr aici. Cu nas cu tot cu ăsta.
Și am luat-o, am pus-o pe ochi și am coborât așa vreo 6 km. Este povestea cutremurătoare a lui Petre Vlad, un localnic din Harghita pentru care întâlnirea cu ursul a lăsat urme adânci, apropiu. În urmă cu câteva luni, un urs a intrat în bucătăria unui localnic și s-a servit cu ce a dorit. Și în Vrancea urșii fac ravagii. Deși au suficientă mâncare în pădure, tomberoanele pline cu resturi devin o atracție tot mai mare pentru sălbăticiuni. Cată mâncare, cată... Dar ce credeți, n-are mâncare în pădure? Păi... Nu mai vrea să mai mănânc el din pădure, că mânca iarbă, dar acum vrea mâncare de lăsată de om. Uite aici, pe uliță, am strigat la el și s-a ridicat în două picioare, s-a uitat la mine. Astfel, autoritățile au găsit modalitatea prin care se îndepărteze, garduri electrice. O baterie, da? Și, practic, asta este instalația care trimite acele impulsuri electrice. O montez undeva în spate. Pun unul din fire acesta pe gard și practic pornește instalația. Problema urșilor care coboară tot mai des în comunități a intrat și în atenția Ministerului Mediului. Tanțoș Barna a anunțat că este gata ordonanța de urgență care permite intervenția rapidă în astfel de cazuri. De asemenea, polițiștii au început să dea din ce în ce mai multe amenzi celor care sunt prinși că hrănesc urșii. Spitalul județean Piatra Neamț trebuie să plătească daune de 200.000 de euro unui fost pacient care a fost infectat cu un stafilococ pe perioada internării. Instanța a dat câștig de cauză, deși conducerea unității medicale a susținut că pacientul avea deja stafilococul atunci când s-a internat. Colega mea Daria Diaconiuc a urmărit acest caz. Daria, bună seara! Cum s-a ajuns la așa ceva? Bărbatul în vârstă de 36 de ani a ajuns în spital cu o mână și cu un picior rupt în urma unui accident de circulație și iată că în 2017 a depus o acțiune în instanță pentru ceea ce i s-a întâmplat la spitalul din Piatra Neamț. Acolo bărbatul ar fi contractat stafilococul aureus. Medicii care l-au tratat acolo nu ar fi folosit un medicament corespunzător pentru ceea ce avea bărbatul. A cerut daune morale în instanță spitalului din Piatra Neamț. Medicii de acolo ar fi spus că au făcut tot posibilul în ceea ce îl privește. Iată că după un an și jumătate acest bărbat de 36 de ani a fost internat la Târgu Mureș, la spitalul județean de acolo, la clinica de traumatologie și medicii de acolo ar fi constatat într-adevăr că acesta a contractat acel stafilococ aureus și că practic pentru tratamentul său s-ar fi folosit un antibiotic care nu era rezistent la acest stafilococ și acum bărbatul singura soluție pe care o avea era să îi se facă un tratament perfuzabil. Instanța acum a decis în favoarea sa și vorbim de consecințe în ceea ce privește starea de sănătate a bărbatului. În continuare, acesta are nevoie de spitalizare, iar instanța va decide ce va primi acest bărbat în ceea ce privește daunele morale și situația în acest caz. Atât de aici. La revedere! Scaunul special pentru copii este obligatoriu. La ce riscuri supuneți copiii dacă nu respectați această regulă? Vă arătăm într-un experiment concret în câteva minute în jurnal. Litoralul arde la prețuri în mijlocul verii. Sunt tarife cu 30% mai mari de la jumătatea lunii iulie, iar hotelierii le vor menține așa până în august, considerat vârf de sezon. La mijlocul sezonului estival, Mamaia se menține în continuare în topul tarifelor de pe litoral, prețurile fiind mai mari decât în celelalte stațiuni. Cu toate acestea, gradul de ocupare este foarte mare. La prima vedere, turiștii care sunt pe litoral în momentul acesta par de invidiat. Au scăpat de canicula marilor orașe și au prins un loc sub o umbrelă, la malul mării. Suntem în vârf de sezon estival, cea mai aglomerată perioadă a verii, când cu greu mai găsești locuri la hoteluri sau în parcări. În această perioadă, tarifele pornesc de la 600 de lei pe noapte, cameră dublă, cu mic dejun inclus pentru doi adulți. Suntem ocupați 95%. Fuga la mare îi costă scump pe cei cu dare de mână. Trei zile pe litoral lasă urme adânci în portofele, mai ales în vârf de sezon estival, când îți calculezi zilele de mare după zerourile din cont. Hotelurile din Mamaia Nord bat record după record. Tarifele pornesc de la 330 de euro pentru doi adulți cu mic dejun și ajung la 1200 de euro pentru doi adulți cu mic dejun, într-o cameră
mai specială. Chiar și așa, turiștii nu se dau bătuți și nimeni nu părăsește plaja. Fiecare trage de fiecare clipă de soare, de fiecare moment petrecut sub cerul arzător al lunii iulie. A fost un concediu minunat, reușit. Cât costă 6 zile de cazare în perioada asta la mare? 7, deci 7 am stat. 5200 cu mic dejun. O cameră, adică. De apartament. Pe lângă cazare s-au mai dus bani și pe altele. Foarte mulți. Indiferent cum e vremea, marea rămâne obiectivul suprem al vacanței de vară. Foarte bine. În ciuda tuturor zvonurilor că plaja este mărită și nu e ok, pentru noi cu copiii perfect. Nu e aglomerat, e numai bine, aici la mare e perfect. Este cel mai aglomerat weekend de până acum pe litoral. Sunt 150.000 de turiști în stațiunile estivale, iar plajele sunt neîncăpătoare. Reprezentanții din industria turismului spun că, de fapt, numărul celor prezenți pe litoral este dublu față de cel raportat de unitățile hoteliere. Sunt mulți cei care se cazează la rude, prieteni și particulari. Nu e scump, nu e scump. Plus că eu am venit în vizită la o prietenă, i-a lăsat să doarmă, am fugit să fac o baie mare. Deci, practic, 0 lei și te simți ca un copil de 5 ani. Sfatul nostru este să nu veniți direct la mare și niciodată direct la recepție, pentru că acolo tarifele sunt cele mai mari. Dacă vreți o vacanță care să usture mai puțin la buzunar, căutați o agenție de turism din orașul dumneavoastră. Întotdeauna cazarea va fi mai ieftină acolo. Hotelierii se așteaptă la un grad mare de ocupare pentru următoarele săptămâni, conform Federației Patronatelor din Turismul Românesc. Aproape 10.000 de oameni au apă potabilă de aproape o săptămână în zona de Câmpia, județului Mureș. Un oraș și mai mult de 10 sate se confruntă în fiecare vară din ultimii 4 ani cu această problemă. Locuitorii acestora, mai ales cei din mediul rural, au ieșit chiar în stradă pentru a-și striga supărarea. Compania de distribuție apei se apără și spune că de vină ar fi seceta, dar și oamenii care consumă apa în agricultură. Poate așa ceva în secolul 21. Nu se poate așa ceva, să stau nespălat o săptămână pe cap pentru că acuaservul nu e în stare să dea apă la oameni. Furioși pe compania de apă, locuitorii comunei mureșene Râciu și-au strigat frustrările în stradă. Sunt om de 72 de ani, ieri am fost de 5 ori după apă și mai am încă 400 de metri până acasă. Pe caniculă, la 40 de grade, cu familii, cu copii, cred că nu-i normal. Nu doar în mediul rural, lipsa apei afectează oamenii, ci și la oraș, la Sărmașul de Câmpie. Localnicii iau apă de pe unde apucă, în bidoane pe care le depozitează pe unde pot, în apartamente, pe scările și holurile blocurilor. Compania ne ia apa și nu ne anunță, sau dacă ne anunță, nu toată lumea observă anunțurile lor. Și după cum vedeți, avem un bidon de 1000 de litri de apă la un bloc. De câte? 28 de familii. Nici spitalul din Sărmașul nu face față lipsei de apă. Ne descurcăm destul de greu, mai ales în condiții de pandemie, să rămâi fără apă și să apelezi la niște improvizații. Nici nu vorbim de igiena personală după fiecare pacient, când trebuie să te speli pe mână, să schimbi tot echipamentul, e destul de greu. Cei de la compania de distribuție a apei spun că vara și seceta ar fi de vină pentru lipsa de apă. Când precipitațiile sunt mai scăzute, sistemul de alimentare spre zona de Câmpie, zona Sărmașu, este supra-solicitat din cauza, în principal, din cauza consumului foarte mare, cu până la 60% mai mare decât în perioadele normale, cauzat de utilizarea apei potabile în agricultură. Din păcate, situația va rămâne neschimbată și în perioada următoare. Donezi sânge și primești un bilet gratuit la cel mai mare festival de muzică din Europa, Untold. Campania de donare Blood Network a ajuns deja la 7-a ediție, iar organizatorii sunt bucuroși că tot mai mulți tineri își fac curaj și conștientizează nevoia atât de mare de sânge. Capitala a fost primul loc unde a ajuns caravana mobilă de donare. De aici va merge în alte 10 orașe. O să doară un pic rugămintea să nu-mi trageți mâna, da? Da, da. Caravana de donare de sânge a ajuns în București. Tinerii care vor să facă o faptă bună și să salveze viețile celor în nevoie pot veni și să doneze, dar au parte și de o surpriză, un bilet gratuit pentru prima zi a festivalului Untold. În fiecare weekend venim la alergat și astăzi, văzând că există posibilitatea de a dona sânge pentru a salva vieți, am hotărât că după alergarea de dimineață să participăm și la această donare de sânge. Am avut puține emoții, că ca orice lucru care îl faci de prima oară. Am ieșit la alergat și a fost foarte la îndemână. Am plasat postul acesta
așa că am hotărât să așteptăm puțin și să donăm și sânge. În cele 6 ediții ale caravanei, peste 15.000 de oameni au venit să doneze. Totuși, aceștia spun că nu recompensa îi face să vină la donare. Cum e că o să primești și un bilet gratis la Antol? Nu știu, dacă mă lasă soțul, să merg singură. Mă simt putincioasă, să spun, că pot să ajut. Cred că este o dovadă că tinerii care iubesc festivalul pot să facă și o faptă bună. Este, pe de altă parte, și o alternativă pe care am propus-o noi pentru a ajunge la festival, pentru a-ți procura biletul de festival. Caravana Blood Network este poate cea mai longevivă campanie de donare de sânge. Sunt deja 7 ani de când facem acest lucru și sunt mii de vieți care au fost salvate. Pentru cei care nu au reușit să ajungă astăzi la donare, mai au o șansă și mâine până la ora 14. După capitală, caravana mobilă va merge în alte 10 orașe din țară. Festivalul Untold va avea loc între 9 și 12 septembrie la Cluj-Napoca și va fi primul mare festival din Europa, anunță organizatorii. S-a reluat dializa hepatică la Spitalul Parhon din Iași după mai bine de 2 ani de pauză, la începutul lui 2019. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate a decis să nu mai deconteze această procedură. Asta deoarece spitalul folosea un aparat care nu era inclus pe lista celor prevăzute de normele în vigoare. Dializa este o procedură care face diferența dintre viață și moarte. Timp de 2 ani, pacienții din zona Moldovei care aveau nevoie de dializă hepatică au fost transportați la București, la Institutul Fundeni, cu ambulanța sau cu elicopterul. Și asta pentru că la Spitalul Parhon procedura a fost oprită din cauza birocrației, spun medicii. Acum sunt bucuroși să anunțe reluarea procedurii salvatoare. Prima procedură a fost realizată în ultima săptămână unui caz foarte grav direcționat în Iași din Spitalul Siret, din Suceava. Bărbatul de 46 de ani a fost internat în secția de terapie intensivă a spitalului, după ce mai multe organe i-au cedat. Dializa hepatică a făcut însă diferența între viață și moarte. Până în prezent s-au efectuat 3 ședințe de dializă hepatică și din fericire evoluția în prezent este mult îmbunătățită, pacientul respiră singur, nu mai are nevoie de suport pentru menținerea tensiunii arteriale și sperăm că evoluția va fi favorabilă. Dacă nu era făcută, pacientul sigur nu mergea bine, adică nu avea nicio șansă. Practic am oferit o șansă făcând această procedură. Prin dializa hepatică se îndepărtează toxinele din ficat. Scopul este regenerarea ficatului și creșterea ratei de supraviețuire în rândul pacienților cu insuficiență hepatică acută. Mortalitatea pacienților cu insuficiență hepatică este foarte ridicată, undeva între 40 și 80%. Astfel încât dializa hepatică și transplantul hepatic reprezintă modalități terapeutice accesibile și în țara noastră, prin care crește supraviețuirea acestor pacienți. Spitalul Parhon din Iași este a doua unitate medicală din România, după Institutul Fundeni, unde se fac astfel de proceduri pentru pacienții cu probleme hepatice. România se află pe primul loc în Europa la accidente auto în care copiii sunt victime. Scaunul special pentru cei mici este obligatoriu, dar din păcate nu toți părinții îl folosesc. Preferă să țină copiii în brațe și nu realizează la ce pericol îi expun. Ce am observat? Copilul a rămas la locul lui? Nu. Noi am rămas pe scaun? Da. Asta înseamnă centura de siguranță. Acesta este efectul unei frânări bruște la o viteză de doar 15 km pe oră. Pentru că nu este asigurat, copilul sare din brațele părintelui, iar de aici până la o posibilă tragedie mai este un singur pas. Corpul unui copil devine proiectil în cazul nu doar al unui accident, ci și al unei frânări bruște. Și va ajunge dincolo de mașină, prin parbriz sau unul din geamurile laterale ale acesteia. Deși legea le impune părinților să-și pună copiii în scaunul auto, există mulți care nu țin cont de acest lucru. Polițistul rutier, în situația în care constată o astfel de abatere, aplică o sancțiune contravențională cuprinsă între 580 și 725 de lei și 3 puncte de penalizare. Bilanțul deceselor în rândul copiilor este îngrijorător. La nivel european, România se află pe primul loc atunci când vorbim de accidentele auto în care sunt implicați copii. De la începutul pandemiei și până acum, în Europa a scăzut acest număr, însă în România a rămas constant. Doar în anul 2020 au murit 122 de copii, iar în 76 la 100 dintre cazuri, fie nu purtau centura de siguranță, fie nu erau puși în scaunul auto. Experții sunt de părere că cei mici ar trebui să stea în scaunul auto până la vârsta de 12 ani.
Timișoara s-a reîntors în aceste zile în istorie, mai exact în urmă cu 1000 de ani. Cavaleri, domnițe, bufoni din Evul Mediu și-au dat întâlnire lângă castelul Huniade. În săbii s-au duelat, dar nici de mâncare n-au uitat. N-au lipsit nici menestreli, iar spectatorii au fost cu sutele. Festivalul medieval al castelului Huniade a început ca în fiecare an cu o paradă a participanților. Cavaleri în armură, călare pe armăsari dichisiți, războinici nomazi din stepele răsăritului, arcași și lancieri destoinici, pe cai mărunți și iuți, cu toții au mărșăluit timp de o oră prin centrul orașului. Zeci de oameni au privit cu uimire, dar și încântare parada. Copiii au fost cei mai bucuroși să vadă o astfel de atmosferă. Mi-au plăcut foarte mult fetele care erau așa, zici că erau prințese. Și ce ți-a mai plăcut? Cai, îmi plăcea. Cum e parada, copii? Fain, îmi place calul ăla negru. E extraordinar, e chiar așa pentru copii, e superb și e așa o descoperire foarte plăcută. Ne bucurăm că suntem aici și putem vedea parada. La cea de-a treia ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade din Timișoara, organizatorii spun că și-au dorit nu doar să arate tradițiile și portul din urmă cu mai bine de jumătate de secol, dar să aducă și puțină bucurie pe fețele oamenilor după o perioadă dificilă de pandemie. Am adus o grămadă de elemente noi în structura festivalului. Vom încerca să facem cu atât mai performantă imersiunea asta de 3 zile în cultura medievală. Și se leagă de un eveniment foarte drag nouă, o veridică nuntă între doi reconstituitori de istorie care se căsătoresc de adevăratele în cadrul acestui festival medieval, iar ziua de mâine va fi construită în jurul acestui eveniment cu tot ceea ce ține de asta. Accesul la festival se face pe baza dovezii de vaccinare, pe baza unui test PCR negativ sau unui test antigen rapid. Spania impune noi restricții după ce numărul cazurilor de COVID a explodat. Autoritățile din Catalunia au reimpus carantina pe timpul nopții, astfel că spaniolii care trăiesc în orașe cu peste 5.000 de locuitori, unde incidența este mai mare de 4 cazuri la 1.000 de locuitori, nu vor mai putea circula în afara locuințelor între 1 noaptea și 6 dimineața. De asemenea, reuniunile sunt limitate la 10 persoane, atât în spațiile publice cât și private. Noile măsuri vor dura cel puțin o săptămână. Inundațiile continuă să facă prăpăd în mai multe țări din Europa. Bilanțul morților a ajuns la 133 doar în Germania. Sute de oameni sunt dați dispăruți, iar casele cad lovite de apele care atacă orașele mai agresiv ca niciodată. Rezidenții din Valonia, una dintre cele mai afectate regiuni din Belgia, sunt șocați. Nu înțeleg cum apele au putut produce daune atât de colosale într-un timp atât de scurt. Tot ce au strâns aceștia într-o viață a fost luat de ape în câteva momente. On a rien pu sauver et moi je reviens ici après que l'eau soit descendue et je constate les dégâts, voilà, c'est désolant. On a fait des travaux, on a tout rénové, on perd tout ce qu'on avait, quoi. Donc maintenant il faut tout recommencer à zéro. Viiturile au afectat și transportul public. Transportul feroviar a fost oprit și un tren a deraiat. 20.000 de oameni au rămas fără electricitate în mai multe regiuni, iar alții 23 și-au pierdut viața. În Germania, bilanțul morților a ajuns la 133, iar numărul celor dispăruți a depășit 1.000. Insgesamt sind in Nordrhein-Westfalen 23 Städte und Landkreise von Überschwemmungen betroffen. Und damit ist heute schon klar, unser Land erlebt eine Flutkatastrophe von historischem Ausmaß. Wir werden Häuser reparieren, Brücken wieder aufbauen, Verkehrswege wieder instand setzen. Aber die Menschen leben, die in den Fluten verloren gegangen sind, sind unersetzbar. Și în Olanda, apele au măturat tot ce le-a stat în cale. Oamenii au rămas fără adăposturi, dar și fără afacerile la care au muncit o viață. În begin hadden we niet het idee dat het water zo ver zou komen in de straat hier. Maar gaandeweg de avond zie je natuurlijk wel dat het dramatische vormen aanneemt.
dan denk je nog dat je provisorisch wat tegen kunt houden. Maar uiteindelijk moet je gewoon zeggen, jongens, we stoppen ermee. En we laten gebeuren wat gebeurt, want er is gewoon geen houding meer aan. În contextul actual, cei de la NASA au anunțat că omenirea s-ar putea confrunta cu astfel de dezastre naturale foarte des din anul 2030. De vină ar fi mișcarea ciclică a orbitei lunii, care are loc odată la 18 ani și 6 luni. In the coming decades, as sea level continues to increase from global warming, and it's increasing across the globe, the combination of sea level rise associated with global warming are going to combine to cause coastal flooding. Cercetătorii spun că autoritățile ar trebui să se pregătească încă de pe acum și să dezvolte o infrastructură specială în noul context. La mai puțin de o săptămână până la debutul Jocurilor Olimpice a fost înregistrat primul caz de COVID-19 în satul olimpic. もう一つそのスクリーニングテストで選手村にいた人が一人感染したという初めてのケースが報告されました。Oficialii niponi au refuzat să dea publicități identitatea și cetățenia persoanei infectate. Presa locală scrie că ar fi vorba despre un bărbat de 60 de ani, membru al delegației Nigeriei. Acest caz vine să alimenteze părerile celor care au contestat organizarea Jocurilor Olimpice în plină pandemie. Cu toate acestea, organizatorii au declarat că s-au luat toate măsurile de prevenție și că toți participanții sunt în siguranță. Mai mult, evenimentul sportiv se va desfășura fără public. Africa de Sud se confruntă cu o situație dramatică după arestarea fostului președinte. Autoritățile se tem de anarhie și au scos 25.000 de polițiști înarmați pe străzi. Vedeți imagine incredibile cu colți infernale la supermarketuri și benzinării. După publicitate, revenim în 3 minute. Africa de Sud se confruntă cu o situație dramatică. Oamenii au format cozi infernale la supermarketuri și benzinării după jafurile și violențele provocate imediat după arestarea fostului președinte și pentru a preveni anarhia, 25.000 de polițiști înarmați patrulează pe străzi. Doar în provincia unde locuia fostul președinte au fost jefuite 800 de magazine, iar paguba se ridică la 1 miliard de dolari. Fostul președinte, Jacob Zuma, în vârstă de 79 de ani, a fost arestat pentru jefuirea resurselor publice în anii în care a fost la putere. Expediția umanitară Crede în Bine, susținută de Focus, Prima TV și Asociația Dăruiește Viață, intră în cea de-a doua zi a traseului. Mihai, un rider activist, a propus să parcurgă în doar 15 zile 10.500 de kilometri pe motocicletă și să atingă extremitățile cardinale ale Europei. Expediția a plecat din Sulina. După oprire în prima zi la Belgrad, Mihai a plecat acum spre Milano. Traficul de pe drumul european E70, serpentinele din Alpii, din Arici și formalitățile de la punctele de frontieră din Croația și Slovenia au făcut ca un drum de puțin peste 1000 de kilometri să fie parcurs în aproape 15 ore. E doar ziua a doua expediției umanitare Crede în Bine și urmează un drum la fel de dificil, Milano-Tarragona. Curând, Mihai va ajunge la Tarifa, extremitatea sudică a traseului expediției. Expediția Crede în Bine își propune să promoveze eforturile Asociației Dăruiește Viață de a construi primul spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România, exclusiv din donații și sponsorizări. Noi facem un spital este la momentul actual cea mai mare inițiativă de implicare socială din România, fiind susținută de peste 350.000 de persoane fizice și peste 5.600 de companii. Poți susține și tu inițiativa Noi facem un spital scanând cu camera smartphone-ului QR codul din colțul ecranului sau prin trimiterea unui SMS la 8864 cu textul SPITAL, o donație lunară de 4 euro. Crede în bine! Însă le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. Actori mari se reunesc la Prima TV. De la ora 20, Gerard Butler învață să devină un tată de familie. După, Ryan Gosling află că numai Dumnezeu iartă, fiind nominalizat la Cannes. Și nu uitați, ne puteți urmări și pe primaplay.ro. Să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți.